De la București până la Timișoara, să se audă în toată țara, știe România, toată România, de la mine pleacă șmecheria. Baterie, 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 poc, poc, toate sticlele să rămână fără doc. Și dacă vreau să beau, să beau, că am bani de unde să dau. Da-ri-ghi-ri-ghi-dum, 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 da-i-dum-dum. Da-ri-ghi-ri-ghi-dum, da-ri-ghi-ri-ghi-dum, da-ri-ghi-ri-ghi-dum. Ce plânsul astral, nu-l înspăimântă nici cel cinerar, ci pinul de glas și mirtul al glas, e nu părul altul, ci încă sunt clapte diverse sub degete nenumărate, iar noi ne adâncim în duhul silvestru, terestru, extraterestru, străind viața arborilor chipul. Eu-s guzganul și eu-s viermele și eu-s fluturile care zboară prin aer. Noi cu toții suntem cei care mergem pe pământ și ne târâm în coate. Voșile noastre nu s-aud, sunt slabi, slabi, dar uneori ne vedem. Eu-s guzganul care își scoate capul dintr-o bortă veche. Știu că surât din pricina asta sufăr enorm, dar eu am viermele care nișunde prin băligar, dar vine sara și ea mă ia în palm și se joacă cu mine. Noi toți suntem singuratici, singuratici și suferim enorm de pricina asta. Dar eu mi-s fluturile care zboară pe sus și eu singur, singur și mă înspăimânt când mă zgâiesc în oglindă. Dar vine sara și vine sara, vine vara. Și noi ieșim pe câmp să ascultăm cântecele voastre și nouă ne plac enorm. Eu-s guzganul și eu-s vermele, dar eu mi-s fluturile care zboară prin aer și nouă ne plac la nebunie cântecele voastre absurde. Dar merge de unde e această frică, Doamne? În mine când eu te invoc, în întunericul care crește în mine, Doamne Iisuse Hristoase, eu stau beat pe pat și mi-e frică. Mi-e frică de tine, capul mi se învârte pe pat ca pe valuri. Și nu pot să adorm. În camera vecină cineva râde de mine. Poate ești tu, Doamne, Doamne Iisuse Hristoase. În camera vecină nu ești oare tu? Apartamentul numărul 27, bloc 5, strada memorandului, unde în fiecare seară toți se întorc beți cu troleibuzul numărul 7 și vorbesc despre mine. Tu în cura, mă. E muscă tigrată. Dacă să zicem, ar fi aflat într-o zi că am intrat cu un zi în școală și am ciuruit 30 de copii, ar fi spus ceva de genul. We need to talk about social. Dar ce a făcut lui Dutu de s-a supărat așa? Și înainte de a muri, preotul, roaba lui Dumnezeu, Angelina, ai căzut vreodată în păcatul sodomiei? Și apoi în șapte spune că da. Și ea, abia vorbind, dar că să-l vadă mulțumit, da, părinte. Ai făcut camătă? Da, părinte. Ai ucis? Da, părinte. Dar că să-i facă idiotului pe plac. Am visat că traversa o stradă în New York, poate că așa și-a simțit moartea. A ieșit din Nevada ei cu zarzări și meri, din bucătăria ei cu aragazul vechi și oalele afumate și radioul Gloria, care îi ținea de urât când gătea, deodată direct, în mijlocul unei intersecții infernale, dintr-un oraș străin de neînțeles. Ori poate că bunătatea a adus într-o livadă, într-o altă livadă, cu zarzări și meri. Care e alta ei marțeală? Eu, în sfert din ADN-ul ei, de-ar fi ăla spectacole de bunătate. Care e tehnica ei de luptă? Când, la 5 ani, m-am dus la scârba aia de grădiniță și plângeam agățat de gardul de sârmă, bunica Gelica de partea cealaltă plângea și ea și încerca să mă liniștească. De câte ori o să fiu un străinat, de dincolo ea o să mă liniștească. Când o să mai pot, ea o să mă cheme la masă. Am 5 ani și aștept să strige. Duțu, ce vrei să-ți facă bunica? Aștept în nevadă, închid ochii, mi-a pus ploapele cu pumnul. Serafim, tronuri, heruvim, domnii, puteri, stăpâniri, începuturi, arhangeli, îngeri. Thank you.
De ce ne-au luat tobele? De ce? Că erau frumoase. Nu? Nu? Versuri de odă pe din afară. Să știi, pe din afară, versuri din poezie, o artă pe care am realizat-o într-un an și acum îmi dau seama că dacă aș avea un copil care merge la școală, mi-ar plăcea foarte mult să știe pe din afară versuri din poezie engleză. It was a blossom of the lilies and rivers were in full of growth when he and Duke of Wellington dismounted that black horse. Și tot așa m-a distrat mult și mi-ar plăcea de el să le zic urca pe masă și iluminat când e mic, blond, cu trăsături frumoase. Și apoi să devină un tip foarte cool și reacționar, crud cu picor, pentru care pretenții, foarte rece, să aibă o viață ca un Bildungs roman, cu sens, cu momente de cumpănări și suferință, peste care să treacă cu greu frumos pe marul lacului de pe proprietatea lui și recităm versul de Whitman pentru care știe pe din afară, după care să se întoarcă la poezie engleză. Și să nu fie un produs al contraculturii, un sfârtător demn de milă, dezorganizat, care consumă bataie și sat și în loc de versuri din poeție engleză plin de citate din Foucault și moare ca o maimuță care s-a bulbuit toată viața, că vrea să zică și i s-a părut că zice și s-a mutilat. Dă, Doamne, să nu fie un produs al contraculturii. Să nu-și fută viața neapărat pentru că n-a știut niciodată ce era disciplină, organizare și control. Să-și o fută altfel dacă vrea. Dacă vrea, să-și ocupă pentru oameni despre care consideră că merită mai mult decât el sau pentru un război tâmpit dintr-un loc al lumii care nu interesează pe nimeni. Dar nu pentru că a avut el așa o dorință să se exprime, să nu fie bolnăvicios, să nu-i pare rău foarte tare. Și pentru că nu e un produs al contraculturii, să aibă control, generozitate și viziune, să poată face lucruri împotriva lui pentru că e civilizat și nu se lasă condus de instinctul de autoconservare, pentru că știe că lumea nu a început ieri și că oamenii sunt asemănători și pasiunile lor ridicole. Să fie sobru când face lucruri împotriva lui și să-i ajute cât poate pe alții, să nu se simtă foarte specific, să moară în patul lui, de boală, să-i fi plăcut animalele, câinii. Nu, eu sunt pălmaș.
Cântați! Simțiți-vă bine! Dar cântați toți, nu unul. De ce? Păi poate nu-și place să ascultă. Nu, eu pe mica noastră. M-am întrebat dacă de acolo vedeam mulții cu sunsul în jos sau copii erau mai înalți. Mi spunea că sunt calmă, că am crescut în cel mai mic parc, fără conștiința unei morți naturale, într-o cameră obscură. Stăteam nemișcată, chiar dacă nu am învățat cum se face o omletă, chiar dacă azi am desenat mâini și le-am privit cum își schimbă conturul. Am prins-o de haina veche, ne-am plimbat prin mijlocul mulțimii, la fel cum am stat 5 ore pentru neric și doar când s-ar aprinde lumina, am auzit mingea lăpindu-se de perete. E simplu să mi se pară totul străin, să-i privesc palmele strângând alte palme și să mi se pară străin. Un fel de privire calmă și simplă, o altă de bucurie calmă și simplă. De toate dură asta, prietenii mei, că-i fă două doamne. Cum? Zi acolo, nu te opri. Puteți să stați, dar vă rugăm frumos să vă obțineți. Dar nu e nicio problemă. Puteți să faceți, dar nu mai luați la întrebări și atâta. Ok? Dar nu e treaba dumneavoastră. Gata. Deci ori stați aici civilizat, ori plecați. E foarte simplu. Bă, adevărul prea e de toate. Ce pe ce? Nu ești deștept. Nu știu dacă mai e ceva de făcut sau continuarea o să vină de la sine. Vreau din nou în fașă. Cumva, pudra mentolată să înlăture mizeria. Să fi mai șterse decât blugii purtați prea mulți ani. De data aceasta îmi voi lăsa venele să crească până când din unghii v-ați și pulbere. Petrică. Umărul stâng, frumos în mie, puțin întins deasupra apei, cu soarele de 5-5 jumate, poleindu-l dinspre țărm. Îl pup și înmoi o vreme vârf de limbă pe finețe și șterg cu palma toată sfințenia de pe contur, ca să mă fericească diamantul. Cât timp lucră cu fundarea susținută, ard foc de iubire. Mă întorc și cuprind și femeia bătrână și pe cea tânără, bărbatul și pe copilul la care deja începe să se vadă păr pe picioare și linii între mușchii bronzați. Și așa niciunul nu mai are treabă cu secătuirea. Și vreau și eu să mi se facă așa, adică să fiu pe plajă, că nu sunt. Și Petrică, ajungi la un punct absolut mizerabil al vieții și zici că nu mai poți să ții cum trebuie dragostea în tine, așa cum nu mai poți să ții căcatul care iese la bășină scurtă, dată în fața blocului, chiar dacă te știi, cu boală la burtă. Și Petrică, mă simt pierdut, atât de pierdut în distanță, și mă simt singur, atât de singur, în inima mea. Unii au filmat, într-un film, o pungă izbită de vânt și asta era arta lor. Unii împing la baza platformei Cos la copiii in vitro, în balansoar și asta e viața lor pentru totdeauna. Un film etern, dacă pot să spun așa, e și viața noastră comună la poalele muntelui. Unde consumerismul e o politică învechită. Aici oamenii trăiesc cu grijă. Visez la o viață liniștită în suburbiile metropolei, între apartamente și tomberoane de fier, pentru că nu e decât o petrecere interminabilă robotă la care visează toată lumea. Azi parcă totul e o amintire de-a mea. Mintea noastră e acum îmbolburată ca râul pe care îl privim în plictiseală și nu ne spune nimic. Aș vrea să vezi cu ochii tăi cum fetele sunt transformate în fotomodele infante, și defilează pe scene fără audiență în mall. Spectacol ieftin și obscen. În mintea puținilor privitori, ele vor rămâne zile bune. Căci aici nimeni nu pune preț pe autenticitate. Ceva ce Adi a și spus într-o seară că e un lucru rar și am învățat și eu să nu mai pun preț pe asta. Plutesc, de fapt, și am să uit mâlurile astea odată, pentru că o simplă scanare a memoriei devine un show ireal, un cuib de umanitate absurd, frumos în brutalitatea lui, violent și totuși neimportant. Îndepărtat și prost luminat.
droguri în pădurile din împrejurim, am fost cu ei acolo. Rave prin anurile de ovăz și gălăgia care ne învăluia protectoare. După ce a urlat, un băiat a căzut peste mine și s-a lovit în pietriș. Dar nimic nu era tragic, nici nu impresiona, ci doar au trecut pe lângă el cât voma în lanul de ovăz în fibrilație. Încordat, privind către ceva inexistent ce-l făcea puțin să se teamă. Au trecut pe lângă el și au intrat în cortul imens cu scena. Și asta n-a fost indiferență, ci simplă obișnuință, o comuniune specială și o înțelegere a vieții. O conviețuire tăcută ca într-o sectă în care un băiat îmbolnăvit în parohiile Moldovei a fost lăsat apoi să experimenteze. Iar ăsta nu e un protest, ci o mare mirare, un elogiu adus noii luni în care ne-am găsit cu toții. Mi-ar fi rușine să te aduc din nou în provincia noastră măruntă. În locul pe care îl arăt, trec microbuzele pe lângă corpul lui parcă, deși s-au dus lunile și au rămas doar câteva poze de la o petrecere în aer liber, un cort metalic imens pe vârful muntelui și prietena lui, care pusese fix în timp ce el agoniza primăvăratic printre tufe, un mesaj pe internet în care spunea "Sometimes love is the road to paradise". Unde sunteți, mă? Ați sunteți pe munte? Eu am urcat, dar am urcat. Dar unde ești? Eu acum am ce să cobor, dar am urcat. Pe unde am fost noi? Nu, am dus pe vârte. Aha. Și erați pe unde sunt? Nu știu, eu am văzut pe Bogdan și pe Fița că a ieșit afară. Aha. Aha. Și s-au filmat să fie pe acolo, dar nu știu. Deci cobor. Deci cobor și tu acum. În 10 minute, chiar mai rău. M-am dus pe acolo pe unde am fost. Nu v-am găsit pe niciunul. Pe unde, mă? Pe unde am fost? Da, pe unde era câinii. Eu am trecut de casa, m-am dus pe unde. E mișto, ha? Da. Hai că... Nu mai are. Vin, vin și eu. Bine, hai, da, da, pa. Așa cum și interacțiunea dintre sarcinile electrice, pozitive și negative, va continua. Nu! Când o să observi? stai un pic să schimbi, să spun ceva. Ochii aprinși și-au țintit pe monitor. Fumul de țigară insinuându-se în oglindă. Mă trezesc. Foi împrăștiată pe jos, combinații de cuvinte. Gramatica generativă este o mașină care produce propoziții. If you love me. Privirea mea alunecă de la ea, la reflexia ei, la reflexia mea, la trupul meu întins pe pat. Nici nu mai știu când mă încearcă o mulțumire mai mare. Raider love. Începe cu un citat din Charles Manson. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hoobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor, if you get too close to me. 1. Haică în seara asta bat la fund bebelușul Rolf al nebuniei. Dau cu furie, face spume la gură, țipetele se aud până la tine. La sfârșit mi se face foame. Mușc din fundul roșu tăbăcit și-mi trece. 2. Bezna atârnă de fiecare creangă și crenguță, puloverul atârnă pe mine. Zgomotele îndepărtate se aud aproape și limpezi. E atât de târziu și totuși niciun trol de pădure pe stradă. Numai copaci cu scorburi știute pe din afară și un câine care scoate aburi pe nas și caută în gunoi. 3. Mă joc cu bila neagră de cauciuc. Dincolo de fereastră se întâmplă foarte încet iarnă.
și mă joc cu bila neagră de cauciuc. Ce face un câine lăsat singur în casă? Ce face un om lăsat singur în mintea lui? 4. Noaptea s-a coordonat, melodicitatea a întrecut așteptările. Cerculețele au apărut pe perdea, câinii au lătrat perioade. O scenă desfășurată, geamul aburit. De dimineață vântul va agita copacii. Și după tine o frică mai veche se face bucăți bucățel. 5. Nici n-am să intru dacă în lumea ta nu e loc decât de o singură casă, cu o singură cameră înaltă și albă, cu un singur foarte mare pat pe care stai tu și nu mă primești înăuntru. 6. Poate dacă ți-aș fi desenat un copac, uite, ăsta sunt eu, cel mai singur pe o rază de 3 parcuri. Îmi pare rău, am gesturi obosite și între timp rămâne bătaia cu ploaia. Uite, fă niște păsări, fă și soarele și alea asta. Pe unde să mergi repede, nepăsătoare. 7. Ești singur și poate că nebun în zile febrile. Ochii tăi în tavan refuză în vin și orice variantă și o mișcare a capului confuză și goală. Ești singur. Dimineața ta o corabie dezmembrată. Singur ca o împușcătură sub poduri. Singur pentru că scrisul e de fapt o treabă foarte murdară. Singur ca un rinic după extirpare, ca o fată crescută la țară. Singur și te uiți la negrul de sub unghii, știind că nu. Singur. 8. Poate că întins, cu privirea pierdută. Numai că nu se întâmplă și rătăcirea vine din multe părți deodată. Și adună într-o mână uriașă firimituri proaspăt lucide. Și abia dacă bănuiești ce are cu tine și pe dinăuntru doar o gaură neagră. În timp ce știi că în lume se dansează, se zvonește, se fuge. Mai încolo. Ce poza cu maestru? Ce poza cu maestru? Și a dat sol. Ce viață? Am și vibrează pe obraz. Am avut la îndemână mentoarea, dar și putut termina. Pregătită pentru carieră, între machini, partea roșie stabilă, un fel de încărcătură. Nimeni nu s-a aruncat prea departe sau nimeni n-a recunoscut. Auzeam un copil cum șutează mingea în copaci și numerea de fiecare dată și am vărsat roșu pe birou. L-am primit pe puști, clar, din 3 în 3 minute, strâns, ca pe un garou. Prima afacere compactă și cea care e blocaj, prăbușire în mortar, ticăi necesar introspecției și vibrație în zonă fină de autism. Primul lovit care s-a apropiat și n-a mai vrut să se ridice. Al doilea care și-a smuls părul și a cerut fără oprire mină. Al treilea lovit cu o descendență previzibilă. Monumente ale candorii, de aia am plecat și iar am intrat. Gura le turia mantruna. Scurt circuit pentru agreție indusă, tot una. Când am hotărât să pornim, am dat de un blocaj din piatră și ai simulat efort. Pe mine nici nu m-ai lăsat să pun mână. În primăvară am ieșit la pădure. Prietenul meu lângă mine tot timpul. N-am intrat, am legat bicicletele și ne-am plimbat de-a lungul șoselei, dar destul de puțin, așteptându-i pe ceilalți să revină, noi doi, rămași într-un orășel cu barurile mici, o cetate terminată și universitatea neacreditată. Cu o vară înainte, lucrurile păreau pe sfârșite. Am petrecut în casă petreceri care ascundeau tristețea, incapabil să închidem conversația. Mușchiul crește pe copaci, stau pe spate. Lipsa unei conversații e ceva mai elegant acum, ascultând dezmorțirea corpului. Astea sunt poemele lui Vlad Drăguț. Pune-i titlul, ce face Ștefan cu poemele lui Vlad Drăguț? Care se încarcă cu pula pe a găsit versurile, frate. Relax, no fui mal como fue, vamos a hacerlo como si fuera ya.
Furtuna numărul 5 arată ca o piele pusă la uscat într-o zi de vară dusă la extrem. Face din când în când bube, care sunt opinele ei și explodează în mii și mii de argumente și cu asta mai are și prieteni care sunt toți stropiți de infecția care stropește și infectează toată lumea. Și ce să vezi? Dintr-un moment te afli într-o lume purulentă, ruptă de sănătate și te trezești prins de un anumit virus, pulsându-ți în vene, ochi și orice organ la care te duce mintea, mergi, observi și zici: ce problemă am? Sunt un tip? Sunt un om bolnav și nu știu boala. Sunt un tip cu stări care se află într-o furtună, o furtună plină de lucruri maligne și benigne. O furtună ca în ochiul unui zeu care nu își cunoaște puterile și nici consecințele. Simt scârba, repulse față de toate lucrurile. O tu, voma, hai și murdărește tot și rupe la toate sensuri și lasă-mă să coleg toate bucățele de sens. Am uitat că vorbeam de o ființă, mai ales că avea și un nume. I se spunea furtuna numărul 5. Mă aflu între un cuplu și două lesbiene, mă gândesc la scaunul pe care stau și după o lungă contemplare aflu multe lucruri pe care le ignoram, din cauza așchilor care pătrundeau în mine. Ca ace pe care vena mea l-a refuzat pentru totdeauna, deoarece simțeam vene pulsând în plus și aș vrea să am sânge de gal, să ardă. Flăcări mari ale infernului din parul de cola pe care îl regurgitez în fiecare seară. Se explodăm toți într-un artificiu de rebelion din anul pe care nimeni nu mai poate cataloga. I-am prezentat de situația, i-a dat din cap reflectând la implicațiile spuselor mele, după care am decis să o surprind și, pe când îndreptam către centru, am virat brusc dreapta și am urcat panta către sărbunele drumului de poleană. Există pe drumul dinspre livada poștei spre Poiana Brașov, o jumătate de kilometru în care, pe partea dreaptă, se deschide pădurea. Și dacă ajungi la momentul optim, vezi apusul perfect al soarelui. Noi acolo eram. Am surprins în privirea Adei, mirarea și încântarea nepervertită ale tinereții, după care s-a întunecat la față, căci așa vine un pulc de pădure, apoi, din nou, dezesperarea fetei în fața tristeții date de perfecțiune. Și cum a trebuit să umblu cu un telescop un an de zile după mine, căci păgubitul vrea să facă dreptate. Și cum am mers escortat la facultate și înapoi, 2-3 săptămâni, până ne-am mai liniștit. Defăceau băieții cu schimbul și fiecare îmi învățase orarul și ne sunam ca disperați din oră în oră să vedem dacă nu s-a întâmplat ceva și cum a fost amenințat cu un cuțit în anfiteatrul cer, cum l-a căutat pe mișul nostru acel individ păgubit. Deci, al treilea dintre noi l-a căutat, care al treilea era tot fratele nostru de cruce, dar frate legitim și biologic al lui Dragoș, care băieți nu aveau nicio legătură, dar mai ales cum ne-am dus toți patru în biroul păgubitului cu rângile și l-am amenințat că îl facem varză dacă nu încetează, atunci chiar ne-am speriat. Fuseseră două luni intense și ajunsesem paranoici și cu nervii la pământ, cum se zicea. Așa vine în arab. Cu ochii stinși cu greu, slab. La pașă vine un arab. Nu, că să-i la început. La pașă vine un arab. Să vin pe rezorab. De la București până la Constanța, din Italia în Franța, din Spania în America, toată lumea este a mea. Baterie, 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 foc, foc, toate sticlele să rămână fără dop. Fiindcă vreau să beau, să beau, că am bani de un să dau. Dam, dar-i-ghiri-ghi-dam, 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 dar-i-dam-dam, dar-i-ghiri-ghi-dam. Da, și când mor, amor.
Baterie, 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 foc, foc.